De pe urma totalizărilor făcute de Comisia Electorală Centrală a alegerilor primarilor din 16 mai 2010, din cele 15 localități din țară, orașul Forez se află pe penultimul loc cu 37%, după satul Congas cu 32,2%, după rata participării alegătorilor la urna de vot. De 16 mai 2010, în orașul Florești au avut loc alegeri locale noi în funcție de primar. În buletinii de vot au fost incluse numele a 7 candidați care reprezentau 7 formațiuni politice. În rezultatul numărării voturilor s-a constatat că nici unul de candidați nu a întrunit numărul necesar pentru a deveni câștigător. Majoritatea locuitorilor orașului Florești, intervievați de echipa Flor TV, au opinii diferite legate de rata scăzută a participării la vot. Mi-am că nu știe dreptul omul. Nu știe ce-ar să iasă. Dar ce ar trebui de făcut ca oamenii să participe la alegeri mai activ? Citească mai mult, să uită la televizor. Despre ce mai? N-am fost. De ce? N-am avut timp, am fost la lucru. Bună ziua! Ați fost la alegeri cu 16 mai? Da, am fost. De ce credeți? Cum credeți că suntem pe locul 2 de la urmă cu 37% numai? Cred că populația s-a descurajat să mai voteze și mai dă pentru cineva votul. Adică nu mai are încredere. Ce ar trebui de întreprins ca oamenii să participe mai activ la alegeri? De vorbit cu populația, de fapt s-a și vorbit, dar nu știu. Pur și simplu oamenii au lăsat mâinile jos și asta-i. Lumea e dusă în eroare, nu-i mulțumită de rezultatele care se văd de zi pe zi. Și eu socot că sunt dezamăgit și unii chiar au hotărât nici să nu se mai ducă. După câte am înțeles, la punctul de votare de pe Caplunova, foarte puțin au votat și eu singur îmi dau întrebarea, de ce oamenii nu-și folosesc votul. Credeți, de ce suntem pe locul 2 de la urmă, cu 37% din totalul de alegători? Pentru că lumea nu e stabilă, nu știu și vor să aleagă, mai clar. Ar trebui dintr-o singură dată să fie o decizie corectă, dar el... De ce ar trebui de făcut ca populația, locuitorii orașului? Nu hotărâtă. Pentru că ei vor multe, dar nimic nu se hotărăște. Cu un îndemn în adresa locuitorilor orașului Florești, pentru a participa mai activ la vot, vine șeful Consiliului Electoral Florești, Igor Costanda. Vă îndemn și să vă realizați dreptul dumneavoastră constituțional și să veniți pe 30 mai la urnele de vot pentru a decide care va fi soarta orașului în care locuiți dumneavoastră. Potrivit unor date, turul 2 de scrutin al alegerilor se va desfășura în 8 localități din țară la data de 30 mai curent.